sfârșit de an la Beiuș, niciun fug de zăpadă. Filmăm într-un cimitir pentru că niciodată poate nu ne dăm seama că suntem de trecători decât la sfârșit de an. Și pentru că suntem trecători, pentru că Biblia ne învață să ne numărăm bine zilele, pentru că nu avem altă mângâiere decât din Cuvântul lui Dumnezeu, vă invităm să fiți împreună cu noi, fie fizic la sala Cireșarii, fie prin intermediul Cireșarii TV, la sărbătorile noastre de sfârșit de an și de început de an. Astfel vom fi în prima zi a anului nou, de la ora 18 la sala Cireșarii, și vom vorbi despre Îngerul care va fi cu noi pe tot drumul pe care îl avem de urmat în 2014. De asemenea, în prima duminică a anului, pe 5 ianuarie, de la 9:30, vom sta împreună la masa Domnului. Iar seara, de la ora 17, sărbarea Cireșarii și o bucurie. În ajun de bobotează, primul nostru botez nou testamental din acest an. Și sigur vom vorbi despre botezul Domnului, despre botezul nostru. Vă așteptăm să fiți împreună cu noi și vă dorim încă de pe acum să aveți sărbători binecuvântate, un an frumos, un an cu Domnul, la mulți ani și nu uitați, suntem trecători. Doar o virgulă aici, pentru că punctul nu se pune niciodată. Vă așteptăm să fim și în veșnicie împreună. Cu drag, Vladimir Pustan.